Bun găsit, dragi prieteni, vă spun și în ocazia aceasta la o nouă ediție Alege Corect. Mă bucur că putem să fim împreună, să dezbatem subiecte interesante, practice, subiecte care au rolul de a ne educa, care au rolul de a ne dezvolta personal, subiecte care pun în discuție alegerile pe care noi le facem în viața de zi cu zi. Cosmin Cocea este numele meu și mă bucur ca în ocazia aceasta să vă pun în față un alt subiect interesant, și anume bunătatea în acțiune. De câte ori nu vi s-a întâmplat să faceți un lucru bun, fapte bune, de generozitate, și apoi să vă alegeți cu reacții negative? Cred că de multe ori. Sau de câte ori nu vi s-a întâmplat să vreți să ajutați pe cineva, să întindeți, așa cum se spune, un deget și să vi se ia toată mâna? Sau de câte ori nu vi s-a întâmplat ca doar în anumite perioade, da, ale anului să se facă fapte bune? Doar atunci se promovează faptele de bine, doar atunci se fac fapte de bine. Oare de ce? Ei bine, subiectele acestea sau subiectul acesta vrem să-l abordăm în ocazia de față și mă bucur că alături de mine în platoul emisiunii Alege Corect este pastorul Laurențiu Gherghe. Mulțumesc încă o dată pentru că sunteți prezent aici, pentru că ați venit la emisiunea Alege Corect. Și eu mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, dacă urmăriți această ediție în rețele sociale sau pe rețele sociale, acolo aveți posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere. Dacă ne ascultați sau dacă ne urmăriți, ne bucurăm pentru că faceți lucrul acesta. Este un proverb arab, l-am găsit, care spune în felul următor: când faci un bine, uită imediat. Când ți se face un bine, nu uita niciodată. Foarte interesant este acest proverb. Și vreau să începem discuția noastră de la punctul zero, cum îmi place mie să spun, și anume ce înseamnă generozitatea. Și ce ne împinge, ce ne motivează pe noi să facem bine? Bunătatea, generozitatea e un colț de cer în inima omului, care luminează întreaga inimă, întregul suflet. Mintea mea a rămas la proverbul pe care l-ai citat, da. Cosmin. Când faci un bine, uită-l repede. Iar când ți se face un bine, nu îl uita niciodată. Da. Ambele sunt extrem de adevărate și proverbul acesta provine chiar dintr-o înțelepciune fantastică. Ce voi spune eu în debutul emisiunii aceasta, care tratează o temă foarte, foarte frumoasă, și anume bunătatea, generozitatea, e un lucru care ne va durea. Dar atunci când lucrurile dor, spuse dor, se produce și vindecarea. Vreau să spun că bunătatea, noi din fire ca oameni, am ajuns să nu mai fim buni. Pentru că bunătatea este înțeleasă de noi fragmentat. Adică bunătatea poate fi adusă la îndeplinire sau manifestată, mai bine zis, în anumite momente, circumstanțe, contexte, și din fire noi nu suntem buni. Da. Adică ne bucurăm mai repede de rău cuiva, ne fericim pe noi că n-am făcut pasul respectiv, că uite, ăsta suferă și eu am fost deștept, și ne bucurăm pentru răul celuilalt și pentru faptul că poate nu-i merge bine. Noi trebuie să învățăm bunătatea, trebuie să o reînvățăm. Dumnezeu a plantat-o în inima fiecărui om prin creație. A pus acolo, ea se dezvoltă de asemenea. Prin educație, datorită familiei, exemplelor de viață, din Evanghelie, din Scriptură, care ne învață bunătatea, și modelul suprem al bunătății și generozității este Dumnezeu, care l-a dat pe Fiul Său. Când faci un bine, uită-l repede. De ce? Pentru că e posibil să ai niște așteptări după aceea. Și așteptările acelea nu sunt împlinite de oamenii cărora le-ai făcut un bine. De aceea spune, uită-l repede. N-avea așteptări. Când faci un bine, fă-l din toată inima ta, nu-l fă pentru vreo motivație, și ajungem și acolo, dar uită-l repede și nu avea așteptări prea mari că ți se va întoarce binele respectiv. Tu fă-l ca pentru semenul tău și pentru Dumnezeu. De asemenea, când ți se face un bine, nu-l uita niciodată. E foarte mare adevăr aici. Oamenii care uită binele care li s-a făcut sunt niște oameni deplorabili în existența lor și în viața lor. Deci nu uita binele pe care cineva ți l-a făcut și întoarce-l, pentru că este o obligație care vine dintr-o conștiință morală. Conștiința morală, în schimb, e atenuată, este distrusă astăzi și nu mai există, dar generozitatea și bunătatea categoric este un colț de cer în inima omului. Ceva din bunătatea lui Dumnezeu ajunge să se răsfrângă și prin inimile oamenilor astăzi. Așa este, așa este. Mă gândeam că trăim într-o perioadă aceasta, din an, când oamenii încerc să facă bine, sunt tot felul de lozinci care ne motivează să facem lucrul acesta. Însă, acum, revenind la aspectele practice ale vieții de zi cu zi, vreau să vă întreb, de ce uneori generozitatea sau facerea de bine nu este văzută în mod pozitiv? Este o vorbă românească care spune că facerea de bine nu miroasea bine. Ori de ce? De ce se întâmplă lucrurile astea? De ce? Pentru că pomenim doar de o perioadă din an. De exemplu, ați amintit. Pentru că vorbim doar de perioade din an în care suntem chemați să fim buni, generoși, să demonstrăm copiilor noștri că, uite, așa trebuie să fim, dar nu e un mod de viață. Acolo punem pe rețele sociale, exact, facem. Totul este un teatru ieftin de foarte multe ori. Pe de altă parte, e cu dublu tăiș chestiunea aceasta, pentru că promovarea unei fapte bune, a bunătății, conduce la bunătate. Da? Dar contează motivațiile din spatele actului respectiv. Este mult teatru ieftin pe rețelele sociale. Hai să facem ceva, cu un scop definit. De aceea spun că bunătatea uneori ea nu este o componentă umană și divină în sufletul omului ca un stil și ca un mod de viață. Este motivată întotdeauna de ceva. De aceea spuneam că noi nu suntem buni în esența noastră. Facem mai repede răul. Bunătatea, în schimb, atunci când se manifestă, este motivată de ceva. De o perioadă din an, de cultură, de tradiție, e motivată de un câștig personal. Dacă fac chestia asta, e posibil să-mi iasă ceva, da? De aceea spunea proverbul arab, când faci un bine, uită-l. Nu aștepta, dar în momentul în care ai niște motivații de genul acesta în care tu aștepți să ți se întâmple ceva după ce ai făcut un lucru, nu sunt conforme unor principii de viață morale, spirituale, sănătoase, corecte, elegante chiar. De aceea a transforma ocaziile din perioadele anului în ocazii de bunătate, da, au farmecul lor și au rostul lor, nu? Poate trăim chiar acum perioada aceasta, însă ele trebuie să reprezinte până la urmă un stil de viață și atâta timp cât nu este dragoste acolo, cât nu este dragoste în actul acela de bunătate, nu este nimic. Și aș vrea să spun o istorie foarte frumoasă care am citit-o de curând. Un bătrân tată primea în fiecare an de sărbătorile de iarnă, primea un cadou foarte frumos de la fiica lui, care era foarte bogată, avea o familie înstărită și îi trimitea niște cadouri excepționale, împachetate, cu fundițe, și poștașul sau cei de la firma de curierat îi aduceau în fiecare an bătrânului aceste cadouri. Până într-un an în care cel de la firma de curierat a observat că bătrânul nu se bucura, nu s-a bucurat nici anul trecut, nu se bucură nici anul ăsta că primește un cadou și spune, da, nu vă bucurați, primiți cadouri excepționale, rare așa cadouri să ducem destinatarilor. Și bătrânul a spus, da, sunt de la fiica mea, însă haide să-ți arăt ceva. Și îl duce în casa lui și într-o cameră erau toate cadourile pe care bătrânul le primise în ultimii ani, erau în camera aceea nedesfăcute. Iar curierul a rămas mască și a spus, dar stați puțin, nu ați desfăcut niciun cadou până acum? Zice, nu, pentru sunt cadouri, sunt foarte frumoase, sunt lucruri foarte frumoase, dar nu este dragoste acolo. Pentru că niciodată fiica lui nu venea să-l viziteze. Îi trimitea doar niște cadouri extraordinar de scumpe, frumoase, elegante, însă nu este dragoste acolo. Atâta timp cât într-un act de bunătate pe pe care îl face nu este dragoste sinceră, curată, autentică, pentru nevoia acelui om, pentru nevoia acelor copii năpăstuiți. Și totul se transformă doar într-un circ mediatic și ieftin. Aceea nu este bunătate și generozitate. Aceea este cu totul și cu totul altceva, care nu are legătură cu nimic din ceea ce înseamnă o ființă umană ieșită din mâna lui Dumnezeu. Da, foarte interesantă scenă ne-ați pus prin această ilustrație. Și așa și este. Un act de generozitate, dacă nu este însoțit de dragoste, cred că se simte. Absolut. Se simte, absolut. Se observă. Și de-aia, eu cred că mulți oameni au trecut și prin situații negative atunci când au vrut să facă un bine și li s-a răspuns negativ. De cele mai multe ori se întâmplă așa. Încep să devină puține cazurile în care după ce ai făcut un bine să ți se întoarcă din partea respective persoane taman invers. Da, ți se întoarce de cele mai multe ori nu conform așteptărilor. De aceea e bine să proverbul arab, venim încă o dată la el, nu avea așteptări când faci făl, ca pentru omul acela, uită-l. Și cei mai frumoși sunt oamenii care atunci când sunt interpelați de o persoană, știți, acum 3 ani ați venit pe la mine, mi-ați lăsat într-un plic 200 de lei, n-aveam ce să mănânc, copiii erau dezbrăcați. Și omul se gândește și spune, când am fost eu la asta? Nu mai mi-amintesc lucrul ăsta. Da, ăștia sunt oamenii cei mai frumoși. Oare nu și în Scriptură este menționat o situație, o scenă de felul ăsta în care unii oameni când au făcut bine nu și-au mai amintit binele pe care l-au făcut? Da, să nu știe mâna dreaptă ce face stânga, stânga ce face dreapta. E un principiu care n-are nicio legătură cu rețele sociale. Binele, spunea cineva, binele, cu adevărat binele și bunătatea se observă sau binele se face în liniște. Restul este mult teatru pentru ce? Pentru a primi ceva în schimb. Like-uri, urmăritori și toate chestiile astea. Apropo de lucrul acesta, de a primi ceva în schimb, este o altă vorbă românească, o altă zicală care spune în felul următor: bine faci, bine primești. La ce ar trebui să mă aștept dacă fac bine? Trebuie să mă aștept la a primi bine? Inima omenească asta simte și asta își dorește în adâncul ei, și orice om în adâncul sufletului lui așteaptă ca pe măsura binelui pe care îl face, nu ca o așteptare, dar ca o recunoaștere, ca o recunoștință umană până la urmă, naturală, să se întoarcă și bine spre el, pentru că mulți sunt motivați de treaba asta. Faci bine, ți se întoarce bine. Și așa este, zicale foarte înțeleaptă. Poporul român are ziceri foarte înțelepte. Bine faci, bine găsești. Însă din ce în ce mai puțini oameni și bine faci și de multe ori rău găsești, pentru că nu mai există acei oameni care să aprecieze, care să fie recunoscători, însă mai există și sunt frumoși oamenii aceia. Când îi întâlnim, să-i valorizăm, să-i prețuim, dar orice bine pe care îl faci, fă-l din toată inima ta, fără să aștepți o răsplată. Răsplata ți-o va da bunul Dumnezeu. Și cum plătește Dumnezeu sau răsplătește Dumnezeu, nu răsplătește și nu plătește nimeni. Așa este. Vorbind despre generozitate, facere de bine, trăim în perioada aceasta din an în care se promovează lucrurile acestea și ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei perioade din an, trebuie să fim realiști. Însă știți ce am mai observat? Atunci când fac cuiva un bine sau ofer un dar sau vreau să fiu generos cu acea persoană, se întâmplă ceva. De fapt, se întâmplă ceva cu persoana care primește. Se gândește, uite, am primit ceva, un act de bunătate, a fost generos față de mine, am primit un dar. Și cumva în mintea noastră se activează un lucru: am o obligație. Și cumva mă simt dator ca la acea persoană să mă duc și să îi răspund cu un fapt bun sau cu un act bun, pentru că și ea mi-a răspuns bine și cumva mă simt dator. E o chestiune de felul ăsta: mi-ai dat, mă simt obligat, trebuie să-ți fac, e o obligație. Cum a ajuns să fie bunătate o obligație? Cosmin, în momentul în care cineva îți face un bine, eu personal, haide să personalizez, eu vorbesc de mine, în momentul în care cineva îmi face mie un bine, stau la dar am rămas cu mașina în pană și se oprește un român de pe stradă și spune: măi, omule bun, cu ce te ajut? Inima mea simte, după ce mă ajută și îmi pune mașina în mișcare, inima mea, că se pricepe mai bine decât mine, inima mea nu se simte obligată, inima mea este recunoscătoare pentru binele care mi s-a făcut și vreau să întorc binele în mod natural, firesc. Dacă încă mai simțim că trebuie să întoarcem binele, dar nu ca o obligație, pentru că în momentul în care este o obligație, este doar un troc. Mi-ai făcut bine, mă, trebuie să fac acum și eu bine, n-am ce face, că trebuie să o scot la capăt, pe aia zice am obligații, că sunt, da, nerecunoscător, că sunt cu tare, hai să-i fac. Asta se polarizează doar niște concepte ale timpului nostru și să acționez doar din obligație, ceea nu este definirea bunătății așa cum o înțelege, Dumnezeu în Scriptură și despre care ne vorbește. Să întorc cuiva bunătatea, recunoștința, o fac de drag, pentru că așa simt, nu din obligație. Și dacă putem vorbi de obligație, putem vorbi de obligație doar în contextul conștiinței morale. Pentru că atunci când există o conștiință morală, obligația are titlul de obligație, dar acționează din dragoste. Pentru că conștiința morală întotdeauna se raportează la ceea ce Scriptura spune, pentru că acolo căutăm moralitate, acolo căutăm spiritualitate în cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care așezăm moralitatea noastră pe bazele acestea, atunci și conștiința morală funcționează. Și chiar dacă e percepută ca pe obligație, o obligație care derivă din dragoste, din recunoștință, din bucurie, în așa fel încât omul să simtă, fiecare ne-am simțit bine, că atunci când, după ce am făcut un bine, ni s-a răspuns cu bine. Însă am fost dezamăgiți, frustrați, îndurerați atunci când, după ce am făcut un bine, am fost răsplătiți cu rău. Și lucrul acesta, modalitatea aceasta de raportare este din ce în ce mai vizibilă pe fondul deteriorării naturii umane. Da. De ce oamenii fac acte de bunătate, acte de generozitate, doar în preajma unor sărbători religioase și se mediatizează lucrul ăsta? Trăim în perioada aceasta, trebuie să fim mai buni. Bun, și în celelalte perioade putem să fim mai răi, nu? Adică, păi cam așa se subînțelege, nu? Cam așa se... Deci de ce oamenii fac acte de bine doar în anumite perioade și mai ales atunci când sunt sărbători religioase? Sărbătorile religioase, de ce? Pentru că totul se raportează până la urmă la... Are componenta sa divină, da? Sfârșitul de an vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos, ocaziile pascale vorbesc despre răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Vedeți, toată această schimbare sau repoziționare a simțămintelor, a calităților umane se întâmplă tot în contextul sau în apropierea divinității, da? Sau în apropierea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a dăruit totul și l-a dăruit pe Fiul Său. Este cel mai mare act de generozitate pe care divinitatea l-a putut face pentru pământeni, să-L dăruiască pe Fiul Său, Iisus Hristos. Citeam o altă istorie și dacă aș putea să o spun sigur, acum, sigur, cred că ar fi potrivită. Un bijutier care avea o bijuterie, da, un magazin de bijuterii, stătea și aștepta clienții. La un moment dat vede într-un prag de iarnă, așa, era zăpadă afară, o fetiță care vine, o fetiță micuță, așa de vreo 5 anișori, 6 anișori, care își lipește năsucul de vitrină și se uită în vitrină la bijuterii și pune degetul și imediat intră în bijuterie și spune: bună ziua, am venit să cumpăr o bijuterie, bijuteria aceea din vitrină. Și omul își dă seama că îi pusese ochii pe un colier destul de scump, cu o piatră albastră foarte frumoasă, și bijutierul, care era un om și empatic, o întreabă pe fetiță: dar câți bani ai la tine? Și spune: am bani să-l cumpăr. Ai bani să-l cumperi? Și am bani să-l cumpăr. Și scoate o gentuță micuță, din care scoate câteva hârtii mototolite de valoare mică, câteva monede, niște figurine și niște scoici. Și zice: uite, astea ajung, zice, e tot ce ai, întreabă bijutierul și ferăție spune, e tot ce am. Și spune, sigur că da, e suficient pentru a cumpăra. Și omul decide să fie generos și bun și se duce, împachetează colierul, fetița era atât de frumoasă, spune, dar pentru cine vrei să-l cumperi? Zice, stimate domnule, zice, mama noastră a murit de curând și sora noastră mai mare ne crește pe mine și pe încă 2-3 frățiori și spune, are ochii albaștri sora mea, zice că exact ca piatra asta și vreau să-i cumpăr un cadou și să-i duc un cadou și să-i mulțumesc. Zice, sunt suficienți banii. Omul aude istoria, își dă seama de context și spune, da, ajung. El împachetează și fetița pleacă fericită. După o oră vine sora mai mare cu ochii albaștri. Intră, nu vă supărați. Colierul acesta a fost cumpărat de aici, de la dumneavoastră, zice, da. Zice, și a venit o fetiță mică, așa, așa, și l-a cumpărat, da. Și zice, a avut bani să-l cumpere, zice, a avut. Dar ea n-ar fi putut să cumpere un colier de cât a plătit pentru el. Și spune, prețurile sunt confidențiale între mine și clienții mei. Zice, dar sunt sigur că n-a avut bani suficienți. Zice, a avut bani suficienți. A dat tot ce avea. A dat tot ce avea ca să-l cumpere. Exact în direcția aceasta, Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump pe Fiul Său ca să vină și să mântuiască lumea aceasta. De aceea, în proximitatea sărbătorilor plegate de nașterea lui Isus, a încheierii lucrării lui Isus Hristos, sărbătorile pascale, oamenii devin mai generoși sau sunt îndemnați să devină mai generoși și mai buni, pentru că e vorba de Dumnezeu. Însă acel Dumnezeu este și în ianuarie, prezent în viața lor, și în februarie, și în martie, și în iunie, și în iulie, și în august, și în septembrie, în octombrie, și în noiembrie. De aceea bunătatea nu are nicio legătură cu perioada anului. Foarte interesant ați expus aceste lucruri. Cum ar trebui să fac diferența, că mă gândeam acum, dintre o emoție de moment, că este o sărbătoare frumoasă, sau poate că îmi cere jobul? Cum ar trebui să fac această diferență în ceea ce înseamnă actele de generozitate, de bunătate, sau un mod de viață? Am un impuls acum, am ascultat o emisiune care m-a îndemnat să fac ceva bun, sau trăiesc în preajma unor sărbători, sau îmi cere jobul să fac niște lucruri bune. Și cum ar trebui să fac diferența între aceste lucruri, acte de emoții și un mod de viață? Sunt foarte bune emoțiile acestea, pentru că până la urmă Duhul lui Dumnezeu influențează inima și mintea și te motivează în anumite contexte pe care poate nu ai o excelență a bunătății sau a aplicării către situații, cazuri sociale, nu ești deschis poate să ajuți pe unul sau pe altul, poate ai prejudecățile tale, poate, dar sunt anumite momente de excelență care pot contribui la acte de bunătate și atunci inima umană este înduioșată, suntem oameni, suntem făcuți din carne, inima noastră e de carne și Dumnezeu încă mai poate lucra și binecuvântate să fie momentele acestea când sub imperiul unei emoții, al unor imagini, a unui caz, oamenii sunt influențați în direcția aceasta bună și sunt excepționale momentele acestea. Dar după ce au trecut momentele acestea, ce se întâmplă? Mai avem aplecarea aceea? Facerea de bine e un principiu dumnezeiesc. Deci e un principiu dumnezeiesc pentru că în creștinismul nostru, da, se întemeiază pe generozitatea lui Dumnezeu. Și această generozitate ar trebui să nu ne părăsească în niciun moment și să rugăm pe Dumnezeu să pună în noi această generozitate și deschidere către oameni, către iubire de oameni, să o cerem și să o practicăm mai mult. Până la urmă, rugăciunea este un obicei spiritual pe care îl poate avea oricine. Și cred că am cere lui Dumnezeu iubire față de oameni, fi deschiși să învățăm de la cel care este campionul generozității și a bunătății, cred că ne poate determina să fim buni și în alte perioade anului, nu doar în anumite contexte, situații, cazuri, dar așa funcționăm noi, de multe ori. Asta e foarte adevărat. Dacă ar fi să, și ne apropiem de încheiere, dacă ar fi să facem așa niște pași pe care ar trebui să îi facă un om să devină, să facă acte de bunătate, de generozitate în toată perioada anului, adică să fie un mod de viață, Cu ce ar trebui să înceapă? Ați spus la un moment dat să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea această înțelepciune. Ar trebui să ieșim din zona noastră de confort. Zona noastră de confort ne spune: fii mulțumit cu ceea ce ești, cu ceea ce ai, cu familia ta. Ia-ți copiii și du-i ca să învețe generozitatea și ei și tu. Du-te să faci un bine, du-te în căsuța sărăcăcioasă a unor 7 frați care nu au ce să îmbrace, care nu au ce să mănânce, care poate nu au lemne pentru foc. Du-te acolo și fă ceva pentru ei. În momentul acela în care te așezi într-un asemenea context, vei veni acasă și vei spune: eu sunt unul dintre cei mai bogați oameni de pe fața pământului, pentru că am în casa mea fotoliu, am în casa mea masă, am un frigider în casa mea, am covoare, am căldură, am... Și te uiți și spui: Doamne, ce bogat sunt! Pentru că depinde cu cine te raportezi. Cum să învățăm facerea de bine, bunătatea, generozitatea? Nu te mai compara cu cei care sunt mai bogați și mai înstăriți ca tine, pentru că vei trăi totdeauna într-o închisoare numită dorință. De fapt, cea mai mare închisoare a lumii așa se numește, dorință. Și mulți spun: dacă voi avea și eu lucrul ăla, voi ieși din închisoarea asta numită nemulțumire, frustrare. Și dă bunul Dumnezeu și mănânci doar leuștean și sfeclă și de toate și faci economie și îți iei obiectul respectiv și ai ieșit din închisoare și spui: sunt cel mai fericit om de pe fața pământului. Și durează fericirea asta, durează vreo câteva luni, maxim un an de zile și după aceea recidivezi și te întorci în aceeași închisoare numită dorință. Și la vizitator, știi, ai dreptul la închisoare să vorbești cu cineva, vine un vizitator, ești anunțat că ai un vizitator și vine la telefonul de dincolo de geam, vine Mântuitorul Iisus Hristos și spune: zi după mine, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și în momentul acela îți dai seama că atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu și în frații tăi săraci și care nu au posibilități, îl vezi pe Iisus Hristos, spune: ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea unor neînsemnați oameni, săraci, bătuți de soartă, mie mi le-ați făcut. Foarte interesant și este cea mai bună concluzie a emisiunii. Atunci când facem, de fapt, acte de bunătate, le facem lui Dumnezeu sau le facem lui Hristos. Și mi-aduc aminte, și cu asta încheiem, mi-aduc aminte că un mare filantrop dădea ajutoare oamenilor săraci și a venit presa și l-am întrebat: de ce faceți lucrurile astea? Și eu zic: domnule, eu puteam să fiu eu acolo, să cer eu de la alții. Și zic: dar eu nu le dau lor. Eu, de fapt, îi dau lui Hristos. Și este cea mai bună concluzie. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc. Mulțumim că ați fost cu noi și încă de pe acum vă lansez o nouă invitație pentru o altă ocazie. Mulțumesc. Dragi prieteni, rămâne la latitudinea noastră să fim buni, să facem acte de generozitate ca un mod de viață sau doar așa, selectiv. De aici rămâne la latitudinea noastră să luăm cea mai bună decizie. Vă doresc să aveți momente frumoase în casele dumneavoastră, acolo unde vă aflați. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să nu uitați că orice act de bunătate este de fapt făcut lui Dumnezeu, lui Hristos. Mă bucur că ați rămas până la final sau ne-ați ascultat până la final. Mă bucur că v-am pus subiectul acesta înainte și sper să luăm împreună cele mai bune decizii. Vreau să mulțumesc colegilor din regie, Lucian Tomoiagă și Nelu Loba, pentru că ne-au ajutat la materialul, la filmarea acestui material. Eu sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare și nu uitați, indiferent ce faceți, merită să alegeți corect. La revedere!